Bună dimineața! O zi norocoasă. Sigur, lucrurile țin și de noi, dar se observă o altă stare de spirit, disponibilitate pentru dialog, bonomie, generozitate, optimism. Iată ce anunță astele pentru cele 12 zodii. Berbec. Se întrevede o soluție temporară pentru rezolvarea unei probleme financiare până când încep să vină și banii așteptați de pe urma noilor înțelegeri. Surprize plăcute, emoții, odată cu revederea unor prieteni de care cândva erați despărțiți. Taur. Discuții plăcute, idei și perspective motivante veți avea la ce să reflectați în perioada următoare. Sfera socială devine neașteptat de dinamică în perioada următoare. Vă ies în cale sau revedeți tot felul de oameni ce vă pot fi de folos într-un fel oarecare în zilele următoare. Gemeni. Importantă schimbare de atitudine pentru voi. Urmează o perioadă interesantă, dar chiar efervescentă, în care veți încerca să treceți dincolo de visuri pe care vi le-ați făcut recent. Veți căuta să puneți la socoteală tot felul de resurse, să vă creați oportunități. Rac. Ați putea sărbători undeva la drum, o împăcare, un acord sau începutul unei relații. Veți fi pe aceeași lungime de undă în privința copilului pe care vi-l doriți în familia voastră sau în chestiuni care țin de educația și de viitorul celor pe care îi aveți. Leu, de felul vostru sunteți generoși, gata oricând să oferiți ceva ființei iubite. Astăzi însă pare că ea vă ia înainte. Încearcă aceasta să vă răsfețe, să vă facă să uitați de grijile și de oboseala ultimilor săptămâni, să petreceți în acest sfârșit de săptămână ca în zilele bune. Fecioară, există riscul să-i luați prin surprindere, pe partenerul de viață, pe cei apropiați, cu o propunere, cu o idee, cu o țintă ambițioasă pentru viitorul vostru. Și totuși, pare să vă ambiționeze la rândul vostru ezitarea acesteia, îndoielile legate de planurile pe care le expuneți. Balanță. Este o perioadă excelentă pentru iubitorii de aer curat. Simțiți poate acum atracția pentru sporturile de iarnă, pentru voi și pentru copiii voștri. Simțiți poate că este rândul vostru să achitați consumația la un restaurant, să sărbătoriți poate renovarea casei. Scorpion. Inimă bună, sunteți puși pe glume, pe șotii și poate chiar pe bătut recorduri pe vreo pârtie de schimb. Ați putea fi o gazdă fără cusuri dacă ați stabilit cu cei cărora le-ați călcat pragul recent sau de rebelion să vă întoarcă astăzi vizita. Săgetător. Ar putea trece timpul pe neașteptate, conversându-vă la telefon cu un cunoscut și să ajungeți într-un final la concluzia că tot mai bine v-ați întâlnit chiar astăzi la vreunul dintre voi ca să aprofundați niște subiecte în jurul unei mese. Capricorn. Discuții recente v-au aprins apetitul pentru un subiect sau pentru autor. Se poate să faceți un tur virtual sau să ajungeți chiar la un stand de carte. Ar putea fi ziua în care să răspundeți tuturor celor care v-au transmis salutări de ziua voastră sau cu o ocazie recentă. Țineți calde niște relații. Vărsător. Vântul de schimbare care se simte în viața voastră s-ar putea răsplânge asupra coafurii, culorii părului sau garderobei voastre. Noutăți remarcabile oricum. Vă prind bine discuții, consultări, telefoane. Veți vedea o situație cu alți ochi. Descoperiți resurse nebănuite. Pești. Dorință de mișcare, să schimbați aerul sau peisajul, să aveți timp doar pentru voi și pentru cei dragi. Sosesc însă vești de la cineva aflat departe care vă duce dorul și care ar vrea să reducă la zero distanța dintre voi cât de curând posibil. Să avem o zi bună!